filmat cum sustrage un telefon mobil chiar sub camerele de supraveghere. Un bărbat de 36 de ani riscă pedapsă cu privare de libertate pentru comiterea unui furt. Cazul a avut loc într-un magazin de produse alimentare amplasat pe strada Tudor Vladimirescu din sectorul Râșcane al Capitalei. Poliția a fost alertată de către proprietarul bunului, care într-un final și-a dat seama că și-a uitat telefonul pe tășghea. Însă când a revenit după el, nu l-a mai găsit. Polițiștii au ridicat imaginile video înregistrate de camerele din magazin, care l-au surprins pe un individ care pe ascuns a sustras telefonul, era apoi a plecat de la locul faptei. După mai multe căutări, oamenii legii au identificat și localizat suspectul. Acesta a fost escortat la sectorul de poliție pentru documentarea cazului. La audieri, individul ce ar fi recunoscut vina. În ce ai fost adus la inspectorat de poliție sectorul Șcani? Am furat un telefon. De unde ai furat telefonul? De, de Viena, recunoști? Da. Este de menționat că bărbatul nu este la prima abatere, anterior fiind cercetat penal pentru infracțiuni analogice. Conform legislației în vigoare, suspectul riscă pedepsă cu amendă de până la 67.500 de lei sau cu pușcărie de până la 4 ani.